Se alătură discuției și domnul Bogdan Ciucă, fostul președinte al Comisiei Juridice, Partidul Umanist Social Liberal. Domnule Ciucă, mulțumesc pentru intervenție. Vedem în acest moment cei de la din opoziție anunță că vor contesta la Curtea Constituțională acest pachet. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se va întâmpla? Doamnă, subiectul evident este subiectul zilei și al zilelor acestea, este puternic, atât de puternic cât aproape că am uitat și de războiul de la graniță. Acest demers curajos din partea guvernului, mai ales într-un an preelectoral, are două abordări. Am putea să-l cântărim din perspectiva procedurii, mă refer la exact la întrebarea dumneavoastră, și din perspectiva fondului. Din perspectiva fondului s-a discutat până acum dacă este bine, ce este bine, ce măsură e în plus, ce măsură este exagerată. Noi credem că ar trebui un tratament egal și între companii și persoana privată, pentru că și persoana privată ar trebui să aibă un timp să cunoască dinainte aceste măsuri și să-și facă un plan de viață, de creditare, de achiziții în raport cu măsurile și poverile fiscale ce vor veni. Din perspectiva procedurală, avem odată hopul sau guvernul va avea hopul unei moțiuni de cenzură, care eu nu cred. Nu cred că va avea forță opoziția să o depună, cu atât mai puțin să și treacă cu asemenea moțiune, dar rămâne contestația sau contestarea la Curtea Constituțională. Există ceva suspiciuni de neconstituționalitate, exact din perspectiva ce vă spuneam puțin mai devreme. Știm bine că măsurile fiscale trebuie anunțate și adoptate cu cel puțin 6 luni de zile înainte de a intra în vigoare și aplicate, pentru că, nu-i așa, mediul de afaceri, populația trebuie să știe din timp să se pregătească pentru suportarea unor asemenea măsuri. Textul pe care se va veni astăzi în Parlament, dacă va rămâne valabil cel pe care îl cunoaștem din spațiul public, are cumva și un articol care introduce o excepție și spune, domne, în anumite condiții, cele 6 luni mai trebuie să respectate. Tocmai acest text va ridica o suspiciune de neconstituționalitate și eu sunt convins că opoziția se va folosi de această suspiciune. Curtea va avea trei variante. Să spună că totul e în regulă, să spună că totul este neregulă și tot pachetul este neconstituțional, sau va stabili un anumit articol că este neconstituțional și guvernul va avea obligația în 45 de zile să facă textul constituțional, altfel este considerat nescris. Este pregătită deja acea ordonanță de urgență, domnule Ciucă, prin care să nu mai fie necesare cele 6 luni. Ar putea astfel să-și ia măsurile necesare după ce Curtea Constituțională se va pronunța. Da, doamna Cătăuță, sunt aceste critici?